Autismul este o tulburare pe viață care îi afectează atât pe cei care suferă de ea, cât și pe aparținători, familiile lor. 25-30% din persoanele cu autism se confruntă cu tulburări de adaptare, dar și de învățare. Iar după vârsta de 18 ani, persoanele cu autism din România nu mai beneficiază de servicii specifice în cadrul sistemului public de asigurări sociale și pur și simplu dispar. Da, dispar din statistici. Despre acest subiect vom discuta astăzi cu Steluța Moisescu, președintele Asociației NIA, Neurodiversity Academy, care este mama unui tânăr cu o astfel de tulburare de spectru autist și care și-a propus să construiască un campus, campusul NIA Academy, dedicat adulților și adolescenților cu autism în Bolintin Vale. Aș vrea să vorbim mai întâi despre numărul acestor persoane cu autism sever din România. Dacă avem statistici, pentru că știm că România stă foarte prost la capitolul registrelor de pacienți. Bună seara, Alexandra, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și pentru introducerea făcută, în care ai surprins deja foarte multe informații și elemente de mare interes. În privința statisticilor, ele nu există. Cele care există, cu tot respectul pentru cei care le-au făcut, sunt unele pe care le putem uita pentru că nu reflectă realitatea. Dar în lipsa statisticilor, eu folosesc matematica pentru a calcula și pentru a estima un număr real de adulți cu autism și, din rândul acestora, un număr real de adulți cu autism cu o formă severă de autism. Și pornim de la informații care țin de populație și informații care țin de rata autismului. Suntem aproximativ 19 milioane de locuitori, cel puțin la ultimul recensământ, acolo eram. Se știe deja ultimul raport din Statele Unite în ceea ce privește incidența autismului, un raport care a fost publicat în martie 2023, arată că unul din 36 de copii prezintă o formă de autism, sau mai bine zis, note de autism. De asemenea, există studii care arată că din rândul persoanelor cu autism, cel puțin 30% dintre aceste persoane au manifestări sau dezvoltă forme severe de autism. Și de asemenea se mai știe că, în general, dacă ne uităm la alocarea populației pe grupe de vârstă, că peste 80% sunt adulți. Când vorbim de o persoană cu autism, nu este singura care este impactată. Orice persoană care stă în casă cu acea persoană cu autism este cel puțin la fel de mult de afectată și calitatea vieții este la fel de mult de afectată ca persoane cu autism în sine. Fie că vorbim de mamă, fie că vorbim de tată, fie că vorbim de soră, fie că vorbim de bunici. Deci, în mod normal, ar trebui să mulțim acest număr de 100 și ceva de mii de persoane cu număr mediu de membri ai familiei de 3-4 și ajungem la o populație care este afectată în mod direct de autism. În plus față de asta, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă costuri indirecte pentru societate, pentru că foarte mulți membri ai familiilor, acolo unde există o persoană cu autism, nu mai lucrează. Din nefericire, este un fenomen care a stat mult prea mult timp, nu spune ascuns, pentru că a spune că a stat ascuns înseamnă că cineva știa de el sau cineva i-a păsat de acest fenomen. Nu, a rămas necunoscut, iar familiile au îndurat atât de mult timp și n-au avut puterea să strige. Deci acesta este un număr estimativ, ca să rezum, 100 și ceva de mii de persoane. Da, hai să zicem, în România poate nu e incidența 1 la 36, să zicem că este 1 la 50 de persoane. Tot în jurul 100 de mii de persoane ajunge. Un număr foarte mare și întrebarea care îmi vine în minte este: unde sunt aceste persoane, ce se întâmplă cu ele, ce se întâmplă cu familiile lor? Una dintre aceste persoane este mie foarte apropiată, este fiul meu. Cele mai multe dintre aceste persoane
Locuiesc împreună cu familia lor, cea mai rămas din familiile lor, de regulă cu un membru al familiei, în niște condiții de o calitate a vieții extrem de scăzută, pentru că sprijinul care este oferit fie de către instituțiile statului, și nu mă refer exclusiv la sprijinul financiar, de orice natură, este foarte limitat. Înțelegerea din partea societății, din păcate, de asemenea, este la fel de limitată, pentru că în timp aceste persoane ajung să nu mai comunice nici cu vecinii, nici cu rudele și așa mai departe. Iar fenomenul, după cum spuneam, este unul total necunoscut, în ciuda faptului că sunt extrem de multe persoane suferinde. Avem, practic, populația unui orășel din România de persoane cu autism, dacă stăm să calculăm cum ați făcut un calcul din punct de vedere statistic. Ei bine, avem acest orășel și am putea avea un campus pentru aceste persoane, tocmai pentru a le valorifica talentele și pentru a scoate cei mai buni din fiecare. Pe scurt, ce își propune, de fapt, acest campus pe care sunt sigură că l-ați gândit, plecând de la nevoile fiului dumneavoastră? A fost gândit pornind nu numai de la nevoile fiului meu, ci încercând să înțeleg care sunt nevoile și altora care poate nu se manifestă exact în același fel, dar ca și el în momentul de față sunt lipsiți de orice fel de sprijin. Ne propunem să oferim viață. Să oferim viață acestor persoane și familiilor lor, iar dacă ne referim strict din punct de vedere al serviciilor, tot ce au ei nevoie să simte că trăiesc, să simte că evoluează. Și vorbim așa, pe de o parte de ceea ce înseamnă servicii rezidențiale cu sprijin și suport din partea unor persoane cu calificare necesară. Serviciile rezidențiale vor fi oferite 24 de ore din 24 unor pentru un grup de 25 de beneficiari, care în funcție de felul în care, de tipul de autism și felul în care se manifestă de la un rezident la altul, poate să stea singur în casă sau până la un maxim de 6 persoane în casă. Ar fi practic niște căsuțe sau niște apartamente? Sunt căsuțe pentru că din fericire spațiul de care beneficiem, care ne-a printr-un contract de parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu, este de 10.000 de metri pătrați și ne-a permis ca să putem să facem aceste căsuțe, ceea ce înseamnă că ei au căsuța în care locuiesc, în același timp au și mini grădină proprie aferentă fiecarei căsuțe, în plus față de toate celelalte lucruri. Și cum spuneam, dacă este o persoană care, să zic, se poate descurca în marea majoritate a activităților de zi cu zi, poate sta singură cu o minim de asistență a unui îngrijitor care va fi în permanență acolo, sau dacă este o persoană care manifestă dificultăți majore în activitățile de zi cu zi, poate să stea, să locuiască practic în aceeași casă cu o persoană care îl va sprijini în activitățile zilnice. Pe de altă parte, avem componența de zi a acestui campus, care este un centru multifuncțional care are servicii terapeutice și servicii medicale și în același timp cabinete de fizioterapie. Sunt multe. Pe de o parte, o clădire care are mai multe cabinete unde se va lucra în grupuri micuțe pe diverse tipuri de terapii și în același timp avem atelierele care vor fi de fizioterapie și în același timp ateliere protejate, unde acolo vom face alte activități cu acești beneficiari. Pentru tot ce înseamnă activitățile de zi, acestea pot fi accesate atât de către rezidenți cât și de non-rezidenți, iar capacitatea centrului de zi este de minim 50 de persoane. 50 de persoane nu înseamnă 50 de persoane fizice care vor ajunge într-o zi la noi, pentru că în realitate numărul lor este mult mai mare. Cu siguranță nu toți vor sta 8 ore pe zi și poate mulți dintre ei nu vor veni în fiecare zi. Deci practic vorbim de sute de beneficiari pentru ceea ce înseamnă centrul de zi. Suntem conștienți de faptul că resursa umană, forța de muncă, va fi o sarcină cel puțin la fel de dificilă cum va fi cea de construcție în sine a campusului și a atrage resursele financiare,
Însă cât de repede începem efectiv construcția, estimăm undeva la sfârșitul anului deja să ne ocupăm și de partea de resursă umană, pentru că într-adevăr va trebui să începem suficient de devreme să identificăm toate persoanele de care avem nevoie, să derulăm programe de training pentru aceste persoane, astfel încât să putem să avem personalul necesar în momentul în care îl vom da în funcțiune. Termenul de a da în funcțiune acest centru este la sfârșitul anului 2024, deci atunci să terminăm efectiv construcția, mobilarea și să obținem licențierea în primele două luni ale anului 2025 cel mai târziu, astfel încât în cursul anului 2025 să-l dăm în funcțiune pentru beneficiari. La 18 ani nu le mai rămâne nimic. Tinerii cu autism nu sunt integrați nicăieri. Ajută-i să aibă o viață normală și contribuie la construcția campusului NIA. Redirecționează 20% din impozitul pe profit către asociația NIA sau prin sponsorizări directe în contul asociației. E atât de ușor să faci bine.